Salut, bine sau un clip. Sezonul 2. Place să aplaud, am chef să aplaud. Facem sezonul 2 din Progenerator aici la minunatul studio Someș SRL. Someș Mix SRL. Exact. 4.000 de lei închiderea pe oră. Dragoș mă maltratează plantele. Numărul de telefon 0943 87. Bun, acum povestea mea, micul drogat, o poveste scurtă de seria Flot Generator s-a întors. Ce frumos e planta asta handicapată. Dragoș, nu mai maltrata plantele. Nu maltratez plantele, domnule Toniță. Familia Drogatil se gândea întotdeauna din nou la trei feluri de crocodil crocu sezonul 2. Trei feluri de crocodil crocu a fost întotdeauna un academic crocodilesc vâgreu, părțile de crocodil, astăzi tocmai stau acasă și LQS pe canapea. LQS pe canapea. Ce ai de spus despre asta, Toni? LQS pe canapea? Da. Nu știu, și eu stau ASD pe canapea. ASD? ASD. ASD, frumos. Drogatil se îndreptă spre fereastră și reflecta asupra împrejurimelor lui locos. Locos. Urât. Întotdeauna crocodilos, nu știu când tastatura să varga. Varga? Foarte vioasă. Varga foarte, foarte vioasă. Era un loc care încurajara, care îi încuraja tendința de a se simți trist. Încât să simt trist în 2019. Apoi a văzut ceva în depărtare, sau mai degrabă pe cineva, ei! E figura crocodilească a trei feluri de crocodil crocu sezonul 2. Ce frumos e albina aia pe telefon. Aoleu. Drogatil a gâfâit. Aruncă o privire spre propria sa reflexie. Era un băutor de nădejde, monitor de oameni. Monitor de oameni? Ala monitorizează oamenii. Un crocodil cu particule de dizabilități și în particule de dizabilități și întrebări dumbas. Dumbas. Eu sunt aici ca să râd cu voi. Dumbas eu pe Google Translate am tradus din prost, dar nu l-o tradus înapoi Google Translate-ul. E foarte bun. Prietenii lui l-au văzut ca pe un uriaș. Deci e uriaș, dar e și mai uriaș. Deci e un uriaș. Uite aici, explic mâna, da? Deci ăsta e un uriaș și uriaș. Odată a ajutat chiar și o pasăre adorabilă rănită să se refacă dintr-un accident de zbor. Se reface. Accident de zbor. Ce accident de zbor? A făcut accident în aer, s-a lovit cap în cap două păsări. Dar nici măcar o persoană de nădejde care a ajutat cândva o pasăre adorabilă rănită să se recupereze dintr-un accident de zbor a fost pregătit pentru ceea ce trei feluri de crocodil crocu avea astăzi în magazin. Cel mai mare magazin din lume. Da, mi se pare că vine ceva. Yeah. Da, că pe aici aș plimba oamenii câinii. Foarte bun studio. Studio bun. Și după aia vă arătăm și trepiedul nou. Eu, da, avem trepied, dacă ați observat că nu mai tremură camera între tot video-ul. Moarte plouă cu parghe animale sălbatice atachinat vulpile criminătoare, făcându-l pe Drogatil să fie epicist. Epicist. Drogatil apucă un drogat minuscul care fusese strecurat apoi în apropiere. L-am masat cu degetele. Masăm cu degetele. L-am pus pe minim. E fain să te masezi cu degetele. Dacă ar fi fain, ar fi fain. What the fuck. Acum nu mă tragi de timp până găsești unde e rămas. Da. În timp ce Drogatil ieșa afară și trei feluri de crocodil crocu se apropia, putea să vadă strălucirea grăbită în ochi. Da, uite, și eu strălucesc, de la soarele astea printre frunză. Și eu strălucesc. Între frunză. Că, no, trepiedul în momentul ăsta stă pe copac mort, care plinge frunză, ale un alt copac mort. În timp ce Drogatil ieșa afară, sunt aici pentru că vreau, domnilii domnii, pe 50
40-lea. Domnili domni, a suflat trei feluri de crocodil, crocupe, un ton monitor. Și-a trăit pumnul pe pieptul lui drogatil, amunui trântit, i trăit. Cu forța handicapat de 5915. Te iubesc, familie drogatil. Drogatil se uită înapoi și mai epicist și încă cu degetul drogatile minuscule. Trei feluri de crocodil crocu, tu ești sclava mea. Tu ești sclava mea. A răspuns el. Ce frumos. S-a uitat unul la celălalt cu sentimente crocu, precum doi rușinați, amuzați, animali sălbatici moarte, scriminați cu la un dumbas. Dumbas. Foarte prostuliu. Avea muzică rap în fundal și doi unchi generoși, vorbind cu ritmul. Doi unchi foarte generoși. Vorbind cu ritmul. Îți ai rupă ritmule, fii atent. Noi suntem generoși și îți dăm 5 lei. Tu ne dai ritm. Vă dăm. Da, am fost deranjați de doi copii minusculi cu sentimente care se bat cu ritmul. Dintr-o dată, trei feluri de crocodil crocu a intrat înainte, și a încercat să lovească pe drogatil în față. Și eu înainte. Am înaintat. Mai are mâna apoi în spate. Lângă planta maltratată. Bun, rapid drogatil a apucat drogatile minuscule și l-a adus pe cranul lui. Trei feluri de crocodil crocu, trei feluri de crocodil crocu, croco, croco, crocodil de crocodil, părțile tremura și astăzi doar lui sau stau acasă pe canapea, întrebam înfundat. Site-ul deja dă rateuri, o să vedeți în povestea lui Tony. Ioi, ferească! Deci, Dragoș a făcut ambele povești în timp ce vorbeam pe Discord și când mi-a trimis povestea mea, are la erori în chestia aia. Multe cuvinte sunt locuite cu error și mare parte din text e 0000000. 6 de 0. Și mai este odată 0000 liniuță 0 1111. Erori cât dracu. Părea activ. Corpul său crud ca un fond fragil și flăcăros. Apoi scoase un gemăt agonizat și se prăbuși pe pământ. Momente mai târziu, trei feluri de crocodil crocu era mort. Nosăracul, trei feluri de crocodil. Familia drogatil s-a întors înăuntru și și-a făcut o băutură plăcută de omenie. Sfârșit. Minunată deci, poveste. Deci băuturile drăguțe de omenire sunt cele mai tari. Acum urmează Tony. Teleportare. Da, aici e Tony. Da. Și eu așa salut. Îți nebun deja. Așa să salutați de acum pe stradă, vă rog. O poveste minunată care a scris-o Dragoș, care a scris-o eu, dar a scris-o Dragoș, care a scris-o eu, dar a scris-o Dragoș. Da. Lemnos colț de pâine. Așa, aruncă chestii, Dragoș. Lemnos colț de pâine. O poveste scurtă. De pare rău, pentru că îmi pare rău că am scris așa ceva. Pâine cu pateu maro se uita la lemnul colț de pâine în mâinile sale și se simți pită șnițel. De ce? Se îndreptă spre fereastră și se reflecta asupra împrejurimilor sale sărmălos. Tare, măi, Tony, mai tare. Bine. Întotdeauna iubise domnilii domnii Oncos cu cancerul său calm și rece. Oncos în latină înseamnă cancer, deci cancerul său calm și rece. A fost un loc care i-a încurajat tendința de a se simți șnițălpită. Sentimente bune. Și eu mă simt iarbă. Apoi a văzut ceva în depărtare. Sau mai degrabă pe cineva. Mersi. Era figura... Erori.
ați adus bucătura trei terorile și le-a făcut în loc de eror, erori și porcării. Erori pâine maiontela. Era pâine, pâine cu maioneză și Nutella. Și eu am zis maiontela. 0 0 0 0 0 0 spațiu 0, liniuță 0, 0, 0, 1, 1, 1, violentă. O să citesc erorile, numai ca să fie. Ca pâine, să fie mai lungă. Pâine maiontela, eror 0, 0, 0, 0, 0, 0. Să știți, n-am pus chestiile astea în text. A fost o papa alb, maroniu, ud și prost în același timp cu... Ce mă? Empty. Empty. În engleză era empty. Empty. Aoleu. Empty. Să știți, videoclipul ăsta-s proste intenționat, pare rău. No, am zis. Salut. Empty miez și căcat și fomat pe el în același timp zoja. Zoja. Bă, deci, deja nu mai e prost. Deja e altă limbă, mă. Aoleu. Pâine cu pate, mă. Dragoș spune. Pâine cu pateu, un cuvânt punct. Cum e, Dragoș? Nu știu. Pentru 100 de puncte. Pâine cu pateu, nu știu. Gulped. Ah, gulped. Pâine cu pateu, gulped. Nu mai arunca. Deci... Aruncă o privire, nu mai aruncă. Să vă explic cum e pateu gulpet. Deci pateu gulpet e ca un suc. Pateu gulpet. Și la sfârșit o să se facă o băutură de pateu umed. Dragă, și mai aruncă. Arunc bucăți de creangă în capul lui Tony. Aruncă o privire spre propria sa reflexie. El era un băutor nubibi, bătăuș, băiat, pateu umed, cu miez masculin. Deci e o pâine cu miez masculin. Și zoja mare. Zoja. Zoja, cred că e coja. Deci da. Prietenii săi l-au văzut ca pe un fel de modă veche. Apoi n-au cine nu vede pâinea cu pateu ca modă veche. Obișnuită sau felie de pâine cu pateu. Odată a ajutat chiar și o virgulă groaznică, punct semnul întrebării, să traverseze drumul. Da. Dar nici măcar o persoană nubibi care a ajutat cândva o virgulă grozavă, nu... Stai. Ceva nu-i bine aici. Deci stai. Tot general Corestea, un site foarte bun. Odată, stai, să mergem un pic în sus. Odată a ajutat chiar și o virgulă groaznică. Și acum... Dar nici măcar o persoană nubibi care a ajutat cândva o virgulă grozavă. Deci era groaznică. A devenit grozavă virgula aia cumva. Are hack. Oh, are hack. Ok, unde am rămas? Da. Erorile astea nu ajută prea mult. Așa, punct semnul întrebării să traverseze drumul a fost pregătit pentru ceea ce pâine maiontela eroare 000000 a avut astăzi în magazin. Mai tare. Dă becul de dimineață azi tachitat ca să maca singur covrig, făcând pâine cu pateu pericul, în timp ce pâinea cu pateu ieșa linii orizontale, foarte multe linii orizontale. Eu le-am pus alea din cauza că s-o bugui foarte vai în site-ul și jumătate de text era sus, jumătate de text după toate reclamele. Fai. Ontela 000000 s-au apropiat, putând vedea strălucirea remarcabilă în ochiul său. Numai într-un loc. Sunt aici pentru că vreau salvata. Sunt aici pentru că vreau salvata. Aici am pus salvata. Ioi. A suflat eroarea pâine maiontela 000000 pe un ton serbus. Ton serbus. Serbus, domnilor, domnii, ți-am pus aici propriul tău ton, tonul serbus. Și-a trântit pumnul pe pieptul lui pâine cu pateu. Uite așa.
l-am trântit. Cu forța din 2011 biscuiți. Te urăsc, pâine cu pateu maro. Pâine cu pateu maro. Pâine cu pateu s-a uitat înapoi și mai multe periculoase și încă degetul lui lemnos colț de pâine. Pâine maiontela error 000000. Deci era pâine cu maioneză și Nutella. Și cred că cumva o combinat maioneza și Nutella într-un singur cuvânt, maiontela. Și al doilea nume, pur și simplu n-o crezut că e acolo, deci o dat eroare 000000. Aia e parte din numele lui acum. Eroare 0. Ce dracu? Ești prost și punti. Ești prost și puti. Nu mă duc la cineva, da? Și îi zic, vreau salbata. Îl lovesc cu pumnul în piept. Și după aia îi zic, ești prost și puti. O mică teleportare mai departe. Mersi, Dragoș. Uh-huh. Și... Hai, pâine mai întâi la odată. Iisuse Hristose. S-au uitat unul la altul, fiți pregătiți pentru o tonă de erori, cu sentimente moale, precum două baghetă neagră, periculoasă. Sugea maioneza la un pateu foarte prost, pulitoriu. Cine are pateu prost, pulitoriu? Și nu-i o firmă, înseamnă pateu prost, numai că proștii zic prostulitoriu. Vezi, știi că merg glumele dacă râde Dragoș? Cofundal. Ok. Și acum prostulitoriu 010111 000000000. Dragoș Lemnie, please, nu. Care avea muzică de aia... Bă, imediat îmi dai rog să-mi fac piciorul. De aia blană. Care avea muzică de aia blanao cu pateu. Dragoș, nu mai dai, te rog. Nu mai facem videouri dacă mai dai. Care cânta în fundal și doi uncle la filio, uncle la filio, da, la filio în latină înseamnă căcat, l-am pus acolo la mișto, la filio, aveau tendința de a se simți trist către bate, aici au zis bate și unde trebuia, au zis bati, deci... Ai, de viața mea. Deodată, eroarea pâine maiontela 000000, vă zic că asta e parte din numele lui, a intrat înainte și a încercat să-l lovească pe pâine cu pateu în față. Rapid, pâine cu pateu... Mersi. A apucat lemnul colț de pâine și l-a adus pe craniul pâine maiontela eroare 000000. Eina de pâine maiontela eroare 000000 tremură. Iar căcat și vomat pe el, în același timp, zoja zbuciumat, arătă delicios. Deci dacă ești căcat și vomat pe tine, în același timp, ești delicios. Cu trupul său crud, ca un splendid. Splendid, e crud. Ascuțit sos de apă. Cine bea sos de apă, să ridice mâna sus. Sos de apă e bun. Are gust de apă. Mi-am făcut și scaun, dar de... Aha, rup tricopaci și tremur și ăsta. Apoi scoase un geamăt agonizat și se prăbuși pe pământ. Momente mai târziu, pâine maiontela, eroare 000000. 0 liniuță 000111 violentă, a fost moartă. Pâine cu pateu maro s-a întors înăuntru. Înăuntru s-a întâmplat totul, în oncos, da? El s-a întors înăuntru. Și și-a făcut o băutură drăguță de pateu umed. S mare, F mic, A mic, R mare, S mare, I mic, T mic. No, cam atât cu acest video. Mi-a fost Dragoș. Antonio. Și, no, ne vedem duminica viitoare la un clip cu Plot Generator. Și nu uita să beți, să beți. Full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo.
Full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo. Am băut Coca-Cola și m-am căcat colea. Eu mergeam pe contrase și lumea mă ocolea. Vezi că eu când mă pus să plec, probabil nu mă mai întorc. Nicio problemă că miercurea cioc și joia tubor. Îmi vine să mă mor când aud vorbe din popor. Cotează doar interiorul, dar ce sunt calculator, băi. Bună tuturor, eu mă numesc Codrin. Eu mi-am rupt singur blugii, nu i-am luat de magazin. Vor aer condiționat, atrag de ușa automate. Nu vor bulionul, căci că deja e automate. Orice mi se întâmplă, eu o iau ca avantaj. Ca un pelerin ce cumpără de la Mega Image. Mi-a picat fisa la fix, mi-a picat nasul la sfinț. Mi-a picat fisa în pulă, cap în stanul de la Nix. Momentan îs la pagina 2 din ABC, dar nu-s numai eu alcoolic. Am de vieți prin pahar, yo, yo. Full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, yo, full auto, yo, full auto.